cu astrele, așa cum face și în această dimineață. Bună dimineața! Bineînțeles, trebuie să fie și o gală a astrelor, nu se poate. Zile agitate. Luna în creștere, mâine va fi lună plină, de fapt și eclipsă de lună. Animație, agitație, vrem să realizăm multe lucruri. Până atunci însă, astăzi va trebui să fim atenți la momente de sensibilitate, de delicatețe ale celor din jurul nostru. Acele situații care apropie sufletele. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Berbec. Evenimente și întâlniri neașteptate. Își descarcă cineva sufletul față de voi. Aflați lucruri petrecute mai de mult, dar care au legătură cu voi. Un moment al unor decizii realiste. Renunțați la un proiect sau la idei generoase care au totuși mici șanse de realizare în viitorul apropiat. Taur. Ar fi bine să nu treceți cu ușurință peste lucruri care nu vă sunt prezentate cu toate detaliile, documentele sau argumentele necesare. O zi aglomerată. Ar fi multe de rezolvat, drumuri de făcut, dar poate că un telefon prealabil vă scurtește de un consum inutil. Gemeni. Ar fi binevenită o analiză financiară ca să știm cum stați în perspectiva cheltuielor care mai sunt de făcut, eventual taxe, impozite. Un fel de examen pentru voi. Va trebui să convingeți pe cineva, șeful, un client, că ați luat în calcul mai multe variante și toate implicațiile atunci când ați făcut un anunț sau ați luat o decizie. Rac. Sensibilitate, intuiție și inspirație. Veți descifra adevărul din spatele unei declarații care vi se face, a unei situații care vi se prezintă. Surprize diverse, un cadou, felicitări, ba chiar revenirea cu un telefon, cu un mesaj a unei persoane care își luase o pauză în relația față de voi. Leu, activitate de rutină, hârțogărie, lucruri care trebuie bifate. Are cineva nevoie de un voi, de un sfat sau de o încurajare și vă veți descurca de minune în rolul confidentului, antrenorului sau al prietenului care se cunoaște la nevoie. Fecioară. Primiți vești diverse, unele mai greu de crezut și veți aștepta confirmările necesare înainte de a lua o decizie. Ați putea găsi în copilul vostru un ajutor de nădejde la treburile casnice. În plus, îi oferiți bucuria să descopere, să experimenteze, iar colaborarea va fi o plăcere pentru amândoi. Balanță. O zi aglomerată pentru voi, cu cerințe neașteptate și cu întreruperi diverse. Probabil că veți renunța la pretenția de a face totul la virgulă sau ca la carte. Chestiunile importante însă, deciziile majore, ar fi mai bine să fie amânate decât tratate superficial. Scorpion. Chestiunile de familie trec în prim plan în această perioadă. Poate are unul dintre ai voștri nevoie de voi, de sprijin emoțional, sau vă sfătuiți cu cei acasă despre schimbări, amenajări pe care să le faceți în locuință spre binele și spre bucuria tuturor. Săgetător, veți fi mai ferm cu cei care vă datorează niște bani, care au întârziat cu plățile față de voi și foarte probabil că veți obține rezultatul dorit. Se observă un plus de ambiție, de claritate și de eficiență în această perioadă. Ați putea face progrese pe diverse planuri. Capricorn. Situații inedite, ce necesită tact și ambiție. Ați putea de a face cu un adevăr spus pe jumătate, cu o propunere insuficient studiată de cel care vă face, cu o întrebare care, de fapt, bate în altă parte. Este o zi în care echivocul nu face bine niciunei dintre părți. Vărsător. Rezolvări diverse astăzi, unele obținute în mod neașteptat, nu neapărat ca urmare a unor eforturi directe ale voastre. Oricum, se pare că vă veți lua o piatră de pe inimă, iar acest lucru se va vedea și în tonusul vostru din zilele care urmează. Pești. O zi interesantă. Veți găsi un motiv de distracție și într-o activitate care de obicei nu vă face prea mare plăcere, mai ales că găsiți un indiciu referitor la ordinea corectă a unor activități sau mici trucuri care vă asigură rezultatele dorite. Să avem o zi bună! Mulțumim. Așa să fie, să avem o zi bună, intrăm și pe spynews.ro pentru că acolo regăsim...